E forfotă în serele din vestul țării, roșiile au început să se coacă și vor ajunge în piețe la mare concurență cu cele aduse din Ungaria și Turcia la prețuri extrem de mici. Având cheltuieli de întreținere tot mai mari, cultivatorii români au renunțat la semințele autohtone și preferă soiurile olandeze, mai rezistente la boli și mult mai eficiente. Practic, roșia românească, așa cum o știm din grădina bunicii, este o amintire. Nici măcar banca de semințe din județul Arad nu a reușit să găsească semințe din soiuri autentice românești. Întinse pe 6 hectare din serele din comuna arădeană Dorobanți vor pleca spre consum peste 600 de tone de roșii. Serele au fost încălzite cu apă termală, așa că prețul tomatelor rămâne la fel ca anul trecut, deși câștigurile pentru cultivatori vor fi extrem de mici. Pe luna ianuarie, costurile la energie electrică au fost de două ori mai mare ca și anul trecut. Acum este plafonat la 1 lei, dar totuși e la dublu față de anul trecut. Și avem concurență din Ungaria, care la ora asta pleacă roșia cu 5 lei kilogramul. Și noi o vindem între 8 și 10 lei, nu putem din cauza lor. Nu. Prețurile sunt mai mici sau mai mari față de anul trecut? Cam același prețuri, dar cheltuielile foarte mari. Concurența roșilor din alte țări a făcut pe cultivatorii români să se reorienteze. Roșiile dulci și zemoase au fost înlocuite cu soiuri aduse de afară, pentru că acestea pot fi depozitate mai mult timp și astfel cultivatorii își mai reduc din pierderi. Datorită productivității foarte mari, deci producția este dublă, triplă chiar, față de soiurile românești, rezistența la păstrare e la fel diferită și o să observați un lucru la final, că gustul lor pe sol făcute în condiții normale, o să vedeți că este aproape similar cu cele românești. Din păcate, roșiile românești sunt astăzi o raritate. Doar cei mai în vârstă își aduc aminte de gustul și aroma inconfundabile. Avea un miros, gust bun și coajă subțire. Îmi aduc aminte, mâncam. Acum sunt roșii bune, dar nu, adică alea olandeză bune pentru transport. Îmi aduc aminte, dar cu mulți ani în urmă a fost asta. Acum nu mai găsești gustul ăla de roșie românească, cu toate că e făcut în grădină, e pus în grădină afară, toată lumea le stropește, le pune îngrășăminte ca să facă mari frumoase. Roșiile românești, cum erau? Bune, foarte bune. Foarte bune și foarte ăsta, nu, dar nu mai este, nu mai sunt roșiile adevărate. De altfel, nici măcar Banca de Semințe a Grădinii Botanice din Macea, județul Arad, nu a reușit să găsească semințe din renumitul soi românesc atât de gustos. Este vorba de soiul Export 2, care înainte de 90 se cultiva foarte mult. Știu că în comuna Macea erau cultivate probabil 10 de hectare cu Export 2. O roșie de mărime medie, foarte zemoasă, foarte gustoasă, care mergea cultivată în câmp deschis. Din păcate, în ultimii 20 de ani, lumea nu prea mai cultivă această roșie pentru că cultura în câmp deschis este mult mai pretențioasă, roșii, plantele se îmbolnăvesc, de multe ori se îmbolnăvesc fructele înainte de a ajunge la maturitate. Soiile de roșii românești sunt așadar o raritate, chiar dacă în piețe comercianții își vor vinde marfa sub această titulatură.